Echipa masculină de basket a clubului Steaua București are ambiții mari în sezonul 2019-2020. După înnoirea băncii tehnice prin aducerea antrenorului principal Cătălin Burlacu, formația din Ghencea a remaniat masiv și lotul de jucători. Cele mai importante transferuri ale Stelei din această vară sunt americanii Kit Clanton și Ronnie Harrell Jr., sosiți de la PAOK Salonic și respectiv Houston College. Kit și Ronnie s-au integrat rapid și sunt gata să-i cucerească pe suporterii roșialbaștri. Am venit aici pentru că este o bună oportunitate să-mi arăt calitățile. Știu că această ligă este una bună și am încredere în antrenor. Vreau să câștigăm campionatul. Cred că toți ne dorim asta. Simt că este o bună șansă pentru mine de a ajuta Steaua să aibă o mai bună organizare de joc. Am găsit aici oameni buni, muncitori care vor să facă lucruri importante și să ajute echipa să devină una dintre cele mai bune din România. Din echipa de anul trecut au mai rămas doar capitanul Andrei Mandache, Radu Varna și trei juniori, iar antrenorul Cătălin Burlacu este convins că Steaua va avea mult de muncă în noul sezon. Eu îmi doresc mai bine decât anul trecut. Eu personal cred în acești băieți, cred în crearea unui nucleu pe care această echipă să se așeze și pe viitor, însă cred că e o construcție solidă, de jos, trebuie să rămânem modești, să ne vedem de treaba noastră și să demonstrăm cu rezultate, nu cu discuții prea lungi. Tragerea la sorți pentru programul Ligii 1 de basket masculin sezonul 2019-2020 va avea loc pe 16 septembrie de la ora 14 la sediul Federației Române de Basket.